Mănâncă bocaci. Eu în India, eu cât am stat în India cu Liviu, noi ne-am promis, că atunci când vom ajunge în România o să mâncăm tot. Eu m-am ținut de promisiune, nu știu Liviu cum e, că nu ne-am mai văzut după Revelion. Așa v-a dus, am mustat acolo? Da, uite fețe. Ești tipă mexicană, ea doi de... Uite-i. Ăia din Breaking Bad? Da. Uite, noi suntem, ne-am lăsat mustață ca să fim în ton. Acolo, dacă n-ai mustață, ești cel mai fraier. În India. În India ești... Mamă, ești urâtul satului dacă n-ai mustață. Uite, uite ce frumos, aveam impresia că îți murdar la gură. Mereu îmi venea să mă șterg. Uite. Nu cred așa ceva. Da. Când și nu numai noi, ci întreaga echipă și-a lăsat mustață cu toată lumea. Și Gina? Toată lumea. Gina n-am văzut, că nu ne-am întâlnit, dar o să o întrebați voi când vine. Da. Cred că Gina și-a lăsat șoc. Uite fețe, adevărate, autentice, uite. E ce trebuie, de, cam așa o să intre în casele dumneavoastră odată cu noua producție. Dar când? Nu se știe aproximativ. Sper India. Să nu ne dați afară din casele dumneavoastră. Drumul elefanților se numește. Da, drumul elefantului. Elefantul, e unul singur. Erau mai mulți, nici acum nu se termina emisiunea și era nenorocire. Unul singur e de ajuns, că așa și ăsta a fost lung. Am stat de ni s-a făcut părul mătreță. Uite și pe Mona, nu? E Mona. Da, Mona. Mona Segal cu voi și cu... Uite, și cu noi, cu turbane. Ia cu... uite, ce e sărăcie, ce frumos e acolo. Ce sărăcie, uite, ia uite ce e acolo. Uite, ce frumos. Uite-i. Uite doamna din stânga, mov. Da, e... Ia, ai, Dumnezeu. Uite aici, fericire. Uite ce bogăție și ce... Asta tot. Am văzut câteva corpuri de balet, ca să zic așa, pe aici, prin emisiune, îmbrăcate fix așa. Da. Se am avut niște artiști invitați. Uite, am avut și un banner. Drumul elefant. Drumul elefant. Ăsta este afișul. A fost un afiș. Afișul, da. Producției. Afiș, știi cum erau alea indiene pe vremuri? Nu prea aveau bani de poze și puneau de-astea pictate, știi? Lanțul amintirilor. Da, lanțul amintirilor. Așa am fost și noi. Deci undeva când? Prin martie ai zis? Sau când? Nu, în februarie. Undeva în februarie, nu știu exact când. Cred că în momentul în care se termină șefii, nu? Cred că... Dacă știe cineva când se termină șefii, atunci o să știm și când intră Asia. Da. În rest, ce să zic, vă doresc... În rest toate bune. Vă doresc un an minunat, nu ne-am îngreșat deloc, e o prostie acolo, ce să zic, de ce să vă mint? Pentru că se vede clar... Băi, eu chiar nu cred că te-ai îngreșat, deci ori nu te-am văzut de mult, ori nu, habar n-am, dar mi se pare că ai slăbit. Acum eu sunt campionul gafelor cu așa cum mă știe toată lumea. Slăbit, serios. Stai mă, unde aveam aia puși? Unde aveam banii aia puși? Chiar mi se pare că ai slăbit. Ai luat-o pe aia cu slăbitul? Dar cum? E un prieten adevărat. Așa vei, un prieten adevărat vede... Nu mă, dacă e pe bani, zic orice. Un pic mai... Eram un pic mai... Un pic mai bine, am și mâncat aici. Dacă e pe bani, zic orice, ai slăbit rău. Hai să vă spun ceva, am și mâncat mult aici. Că de la voi mi s-a întâmplat. Ai și un blat mult. Balonam, am umflat tot și de aia s-a văzut urât. Și iute, arde, și iute, arde, și te arde, arde, te face parte și te umfli la... Arde.